Salutăm din nou, dragii noștri, de data aceasta de unde am ajuns la Sibiu. Wow! Foarte fain! Vă mulțumim tuturor celor care ne susține, dragii mei. O zi caldă, frumoasă. Păi știți care sunteți din România, dar eu spun și pentru cei care sunt din alte țări. La răcoare, la pădurea Dumbrava, hanul rustic, sau cum îi spune? Să spuneți dacă vă place Sibiu. Mie îmi place. Pentru că sunt sibian.
Mai zice ceva Ica, cameraman. Ica tace, nu zice nimic. Ea filmează. Da. Imaginile vorbesc. Noi nu vorbim numai imaginile. Imaginile spun tot. Chica spune că imaginile vorbesc. Thank you.
Sibiu, da? Da. Cunoaște Sibiu, da? Cine din Sibiu cunoaște pe unde? Mai zic ceva. Ce să mai zic? La prietenii noștri. Merge să mâncăm. Că am o foame. Ce să servim? Ce să servim? Ica vă salută. Ianuica. Vă salut, dragilor. A, așa, că era cameraman. Ok, revenim, dragii noștri. Aici, de aici, de la țev, uitați. Dar și-am luat-o la pas. La pas. Vine și Ica. Ea e mai lejeră, așa, mai încet. Eu sunt mai sportiv. Să vedem aici dacă găsim ceva bun să servim. Aici e drumul de Păltiniș, Rășinar Păltiniș. Se poate ajunge. Foarte mulți în vizită la pădurea Dumbrava. De plină păcare. Și am ajuns aproape. Unde am ajuns, Ica? Alo. Din Tulgeș. Da, rustic. Nu e rustic. Anul din Tulgeș. Anul din Tulgea. Ica, vine mașina.
Să trăiți! Să trăiți bine! Aici e foarte frumos, la pădurea Dumbrava, la Han, aer curat, Noica. Da. Anul din Tulgeș, datat din 1922. Și-a trotit. Să avem poftă, uitați. Și voi să aveți poftă. Să aveți poftă, să avem și noi poftă. Cum îi spune la porția asta? Tocăniță de vițel cu... Tocăniță de vițel cu mămăliguță și ardei cu... Tocăniță de vițel cu mămăliguță și ardei copt. Să avem poftă, să aveți poftă. Într-adevăr, e bună. Da. Nu uitam. Foarte bună. O fântână merge aici, nu? Nu. Ca ce ai acolo? Mici, la pachet. Mici. Am mai luat și niște mici la pachet, că am zis, băi, să fie. Nu? Crezi că se pregătește să vină ploaie? Așa, după cum simt. Nu? Așa se vede. Așa se vede. Așa ni se pare că vine ploaie. Vine păcuta. Ia să îi opresc eu pe ăsta. Vin cu viteză și nu respectă. Bine cu tuta! Aici e circulația mare, maică. Nu. Ce are fetița acolo? Mici. Mici, mici. Mici de mici, mari. Mici, mari. Ce-i zonă? Tac, mulțumesc. Mersi. E greu? Greu, bine, fetița. Ai tu și pe aici.
Bă, ce întuneric aveți aici. Da, e întuneric. E pădure. Pădure? La pădure. Ce face, doamna? A servit masa? Am servit masa. Foaie. De foaie. De foaie. Am venit de la ploaie din Suedia și am ajuns tot la ploaie. Păi nu vreau. N-a ceva. Că poate nu plouă. Nu plouă, picură deocamdată. O să plouă peste 10 minute. Dacă plouă, plouă. Da, dar dacă plouă, nu te poți schimba, vei țări. Bine, mă, să zic, ca să stai așa, în doi la volan. Ia zic, uite. E bine, doamne, să stai în doi la volan, așa de... Să mănânci, să stai în doi. Nu râde, Ica. Nu râde, că și tu ești la fel. Trebuie să mănânce. Da, băi, corect. O dată în zi, de două ori pe zi. Cel puțin, de fapt. Cel puțin. Pentru unii de două ori, pentru unii de cinci ori. Depinde de la caz la caz. De la persoană la persoană. Da.
intrăm în parcare la bulevard, la bulevard. Uau, e plină parcare. Nu avem loc, nu avem loc. Zero, scrie pe afiș. Zero locuri. Vai, ce facem? Ce facem că nu mai sunt locuri? Ce facem, Ica? E plină parcarea. Căutăm parcare și nu găsim. Nu, nu mai las Sibiu. Și mai ales pentru autorul ăsta, e foarte greu să găsești loc. Suntem mari. Liber. Nu știu că poate să nu ai loc aici. Uite aici.
Da, și în sfârșit am găsit parcare. Ne-am plimbat până s-a încins motorul. De la Gogol. Place pe centrișo. E fain. Mamă, ce bas auzi. E viață. E bas, e muzică. Very nice. Yeah. Bye. Yeah, thank you. Have a nice evening. Thank you. Bye 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 bye. Bye bye. Bye.
Hola, mami. Hello, how are you? You're a
concert. Pentru că drumul ăla lung cu limită de 50, ai văzut că eu am tras să mergem cu 50. Da. Păi la 50, frate, trebuia să stai încordat. Ok,